Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, a șaptea victimă a decedat, victima incendiului de la Matei Balș. Cu mai multe detalii vine chiar acum colega noastră, Bianca Ogar, că te ascultăm, Bianca. Bun găsit! Vorbim despre informații venite în urmă cu scurt timp de la Ministerul Sănătății. Într-adevăr, vorbim de încă o victimă a incendiului de la Matei Balș, o femeie de 67 de ani care a fost internată în pavilionul 5 al spitalului la un etaj superior. Potrivit Ministerului Sănătății, pacienta a fost diagnosticată cu o formă severă de infecție cu SARS-CoV-2, însă stabilă, prezenta, spun aceștia, comorbidități. Potrivit Ministerului Sănătății, imediat după incendiu, pacienta a fost mutată într-o secție de anestezie și terapie intensivă a aceluiași spital. Din nefericire, starea sa de sănătate s-a înrăutățit și a fost nevoie să fie intubată. Femeia a decedat în această dimineață. Potrivit ministerului, în această situație, ancheta medico-legală va stabili cauzele decesului.